Tânărul din ziua de astăzi dorește într-un timp scurt bani mulți. Sunt absolventa colegiului, puteam să rămân când am terminat facultatea în orice oraș din România. Dorința mea a fost, la finalul facultății, să mă întorc acasă. Tot un învățământ, știam că nu sunt bine plătită, dar știam că dacă muncesc, pot să am și rezultate. Nu regret că am rămas în Brăila, dar, într-adevăr, o părticică din mine spune că dacă aș fi în altă parte, poate că aș fi avut mai multe realizări. O părticică din mine. Îi înțeleg pe tinerii din ziua de astăzi că vor să plece, pentru că au alte deschideri. Aici, în Brăila, personal, se pare un oraș închis în acest moment. Dar cu intelectul lor, cu creierul lor, ar putea să se întoarcă, să pună mâna de la mână și să facă ceva pentru orașul acesta. Deci mi se pare că nu mai există tineri. E un oraș bătrân. Nu există tineri care să ridice puțin ștacheta. Da, nu e vorba numai de tineri de astăzi. Sunt generații întregi. Da, mă rog. Generații de după Revoluție.